Niciodată nu s-a întâmplat ca o petiție adusă cu o săptămână în urmă la comisie să fie deja prezentată membrilor comisiei și petiționarii să aibă dreptul să informeze membrii comisiei asupra conținutului și cererilor lor. Este cel mai rapid parcurs din ceea ce mi-au spus și colegii mei din Comisia de Petiții, dar cred că aici a contat enorm de mult justiția cauzei petiționarilor și numărul impresionant al semnăturilor. Este, până la urmă, o victorie a conștiinței europene. Și doriți un parcurs și mai rapid de cele ce urmează? Sunt convins că acest parcurs nu este doar expresia dorinței mele. El va deveni realitate și cred că într-o perioadă pe care nu vreau să o anticipez acum, Comisia va angaja audierile, având poziția oficială a Comisiei Europene și pe cea a Guvernului Național. Sper să vină și această poziție oficială a Guvernului Național. Laura Cosmin, voiam să spun că telespectatorii prezenți în studioul nostru aici au câteva nelămuriri. Vor să le adreseze domnului Boștinaru. Vă rog, cine are microfonul? Ovidiu Mazilu, da, Federația de Automobil Sportiv. Aș vrea să-l întreb pe domnul Boștinaru dacă având în vedere metamorfozarea asta a taxei din taxă de primă matriculare în taxă de mediu și așa mai departe, în situația în care Comisia Europeană va recomanda sau va impune de manieră sau alta guvernului eliminarea acestei taxe, ne putem aștepta față de încăpățânarea, să-i spunem, a guvernului de a suprataxa autovehiculele bate importate? Ne putem aștepta la o altă taxă? Întrebarea domnului Boștinaru vine din partea unui reprezentant al automobiliștilor sportivi. S-a trecut prin mai multe etape, avataruri, schimbări ale acestei taxe. În ideea în care Comisia Europeană, dacă am înțeles bine, ar recomanda guvernului eliminarea acestei taxe, ne-am putea aștepta totuși ca guvernul român să o propună într-o altă formă sau să vină cu o formă schimbată, dar în aceeași idee, cred că asta a fost întrebarea. Comisia Europeană nu se opune activării tuturor instrumentelor privind politica de mediu în țara mea. Dar știu bine că această taxă, așa cum a fost concepută, ea a fost exclusiv fiscală și nu a avut nicio legătură cu protecția mediului. Deci Comisia Europeană nu se va opune unei taxe care are o componentă de mediu. În același timp, este o certitudine, cel puțin folosind afirmațiile repetate ale comisarului Laszlo Kovács, chiar dacă o asemenea modificare se va face, chiar dacă o lege nouă va fi adoptată de Parlamentul României, Guvernul României ar trebui să fie obligat să restituie înapoi toate sumele încasate pe baza unei taxe care este ilegală prin conflictul deschis pe care ea l-a avut cu tratatul de aderare și care a fost subiectul procedurii de sancționare a României de către Comisia Europeană. Toate cuvinte, în această instituție și în instituțiile europene în general, problema acestei taxe nu era cum e ea calculată, ci discriminarea. Este vorba că ea este vorba de o violare evidentă a articolului 90 din Tratatul European și ca atare, ea nu face articolul care se referă la interdicția oricăror forme de taxare a bunurilor și serviciilor care circulă în interiorul Uniunii, provenind din rândul statelor membre. E vorba despre o piață comună, atât în România, cât și în Polonia, Bulgaria, Franța, Germania. România și-a asumat aceste obligații care derivă din tratatul de aderare, iar din februarie 2007, comisarul Laszlo Kovács și notificase oficial guvernul tăricianul acest conflict. Dacă este să vorbim despre încăpățânare, poate ar fi bine să-i spunem telespectatorului nostru că Grecia, de exemplu, a fost penalizată de trei ori și a recalculat de fiecare dată această taxă și a impus-o mai departe. Cu alte cuvinte, cu instrumentele pe care ți le pune la dispoziție Uniunea Europeană, poți să faci. Melania, mai sunt și alte telespectatori? Da, mai sunt și alte nelămuriri aici în studio, vă rog. O altă întrebare, domnule Boștinaru, Daniel Negoț este numele meu și vorbesc acum în numele jurnaliștilor Autoșa. Vreau să vă întreb, s-a spus de multe ori în țară, s-au lansat diverse variante. Ba este de acord, ba nu este de acord Comisia Europeană. Ca mediu de informare, de ce nu am reușit până acum să stabilim care este cu adevărat poziția Comisiei? Pentru că a existat anumite neînțelegeri în privința receptării către publicul din România, către români, a mesajului Comisiei Europene.
M-aș întoarce la dumneavoastră și vă întreb pe care dintre formele acestei legi schimbate de guvern vreți să le comenteze domnul Voștinaru? Prima sau pe celelalte? De pildă, prima formă, Comisia Europeană a fost împotriva, noi continuăm să o încasăm. Iar a doua, în a doua formă, care este inferată de opinia publică, Comisia Europeană este de acord cu această a doua formă, noi nu, publicul din România nu. Există aici o diferență de opinii. Am înțeles. Domnule Voștinaru, din partea jurnaliștilor care se ocupă de domeniul auto, care este de fapt poziția Comisiei Europene, clară, așa cum o știți dumneavoastră până în acest moment, în legătură cu a doua formă, sau chiar a treia formă acestei legi propuse de guvern? Este sau nu Comisia de acord cu această formă? În ce moment Comisia Europeană va spune dacă este de acord sau nu, pentru că acum avem doar niște proiecte. Niște proiecte care unele nici măcar nu au fost comunicate încă, sau negociatorii care discută cu Comisia Europeană acest aspect n-au primit încă mandatul de acasă, pentru că în ETER, la București, sunt o mulțime de discuții sau chiar un folclor legat de această taxă. A doua variantă pe care ne spusese guvernul, muta, deși menționa că poluatorul plătește, vedeam că cel mai mult vor plăti automobilele noi în contrast cu cele vechi, care fatalmente poluează mai mult, s-a modificat această variantă. O a treia a fost anunțată în zilele trecute de către domnul ministru Bozganian, dar până când nu avem un text. Uitați-vă că la momentul când discutăm astăzi despre taxe la Parlamentul European, eu ca europarlamentar nu am cunoștință de un text care să spună ce ar trebui să prevadă această variantă. Nu că ar fi obligația guvernului direct față de mine, dar pentru a putea promova interesele României, pentru a apărea interesele compatrioților noștri și ei cetățenii europeni, ar trebui să fim informați. De ce are nevoie Comisia Europeană pentru a-și spune părerea, dacă este sau nu de acord? Comisia Europeană trebuie să fie asigurată că o asemenea taxă se referă exclusiv la dimensiunea de mediu și nu are un caracter discriminator în privința circulației bunurilor în interiorul pieței unice. Dacă aceste restricții, a doua restricție și prima, una tu, sunt îndeplinite, atunci Comisia nu s-ar opune. Dar, repet, asta nu modifică ideea că, citând pe comisarul Kovács, the Romanian government should pay the money back. Adică guvernul român a trebuit să dea banii înapoi? Ăsta e, de fapt, mai motivul întregului nostru de nas. Asta este și motivul pentru care, dincolo de versatilitatea acestor forme pe care guvernul le tot schimbă și care, iată, n-au ajuns unele dintre ele la Comisia Europeană, sau măcar nici nu știm în ce stadiu sunt, petiția noastră, petiția Realitatea TV, a telespectatorilor Realitatea TV, pentru că este a lor, cere banii înapoi. Și este primită în acest moment, pentru că taxa este încasată în continuare. Este încasată în continuare.